am sugerat noi să se facă sau am indicat că ar fi cele mai bine. În primul și în primul rând am indicat tuturor să reflecteze foarte adânc, foarte profund asupra ceea ce se întâmplă, ce făcea un campus, să spargă minute ceea ce se întâmpla atât la curs cât și în sesiunile de laborator sau de seminar sau de proiect și să-l gândească exact ce din acele obiective, din acele activități se puteau transfera în zona de online. Astfel au rezultat foarte multe activități individuale, dar mai ales de grup, care se pot realiza în spațiul online. Proiecte, am încurajat partea de reflexie, este foarte indicat ca studentul să aibă timp să gândească de ce face ceva, nu numai să facă un proiect sau o activitate, acest lucru se poate realiza foarte ușor prin blog-uri, prin forum de discuții, în care profesorul să aibă o singură, să zicem, intervenție ceva mai simplă, așa de supervizare doar a celor informații și să încurajeze studenții să își împărtășească cunoștințele și ceea ce au învățat, de fapt, din anumite experiențe și activități pe care le indicăm. De asemenea, acest lucru se poate face în wiki-uri, în rapoarte de proiect și de activitate și mai ales în prezentări. Noi am încurajat puternic ca studenții să primească ceva de făcut, poate chiar pe bucăți curte, care chiar să se întâmple în acea zi sau în acel moment, să caute ceva pentru 10-15 minute și după aceea să vină să prezinte fiecare în timpul întâlnirilor online ce au găsit. Care a fost lucrul cel mai interesant pe care l-au găsit? Ce cred că poate să fie aplicat? Sau să gândească anumite lucruri, să le arăți un video sau un curs, să, oricum i-au avut acces la toate materialele înainte de întâlnirea față în față și să încurajez că atunci la întâlnirea față în față care se întâmplă online, ei să reflecteze, să prezinte ceva, să vorbească ceva, pentru că acest lucru le întărește capacitatea lor de a analiza, de a gândi și de a sintetiza informația, care este poate nu numai pentru inginer, cred că pentru absolut orice absolvent de învățământ superior, una dintre abilitățile cele mai importante. La fel, i-am încurajat pe mulți să încerce să creeze astfel, cum am creat și noi. Veți vedea că foarte multe dintre tutorialele și dintre exemplele pe care noi le-am făcut de-a lungul anilor sunt de fapt realizate împreună cu studenți de la master și din anul terminal de la inginerie. Resurse educaționale. Să creeze conținut care să devină după aceea parte din materialele și din resursele educaționale la care atât studenții din acest an, cât și studenții din anii viitori vor avea acces. Acesta este unul dintre exemplele, de exemplu, de prezentare a unei activități. Studenții au avut de realizat un blog și au trebuit să-l prezinte online fiecare pe rând, să discutăm și toți studenții și-au dat, să zicem, opinia pe aceasta. Aceasta este parte din evaluarea lor de cunoștințe, deci a fost parte din ceea ce ei aveau de făcut și care a fost notată, fiindcă am dorit foarte mult să schimbăm paradigma de examen și voi vorbi în curând și despre aceasta. Cum dai feedback studenților? Cum poți să îi urmărești și să le dai feedback constant la progresul lor? Trebuie să vă gândiți ce făceați în campus și cum să faceți acest lucru în online. Noi am recomandat să transmită mesaje prin forum, individuale și uneori la 2-3 zile, încât studenții să-și păstreze un interes pentru acel curs, acea disciplină și de asemenea să știe ce au de făcut. Să urmărească activitatea studenților, să încerce să-i motiveze să-și îndeplinească activitățile și sarcinile și de asemenea să fie foarte atenți la încărcarea studenților. A existat foarte multe discuții în ultima perioadă privind încărcarea studenților. Anumite specializări și anumiți studenți au avut sesizări că sunt mult prea încărcați, că au depășit, să zicem, o limită care era chiar și pentru când ei erau în campus, deci când se făcea învățământul față în față tradițional, alții din contră că este mult mai laț. Ar trebui să păstrăm aceeași normă peste tot și acest lucru a fost recomandarea și lucru pe care noi am lucrat foarte mult în ultima săptămână, să încercăm să păstrăm o încărcare a studenților undeva între 30 și 40 de ore cu toată activitatea asta, însemnând și ceea ce au ei de lucrat suplimentar, nu doar întâlnirile online. Întâlnirile online trebuie să reprezinte maximum jumătate, 10 ore pe săptămână. N-ar trebui să depășească 10 ore pe săptămână întâlnirile online, fiindcă sunt mult prea obositoare, consumă timp și ele, dacă nu au interacțiune, dacă sunt o simplă prezentare, nu își atingă scopul. Așa cum am zis, cuvântul de ordine în această comunicare este interacțiunea.
Și foarte important este, trebuie să știți clar cum veți comunica cu studenții. Cum vor putea ei să comunice cu dumneavoastră? Ce tip de informații vor solicita și cum veți putea să răspundeți? În acest moment nu mai puteți să răspundeți studenților peste 2 zile, 3 zile sau peste 1 săptămână. Răspunsul ar cam trebui să vină în aceea zi sau maxim în 24 de ore. Acest lucru a fost din nou indicat cadrelor didactice. Noi am încurajat 2 modalități de educație. În primul rând, cel asincron, prin care cadrele didactice, tutorii, au pus la dispoziția studenților toate materialele de curs înainte de accesul lor online, să zicem. Ceea ce se numește în termenii de specialitate flipped classroom și sunt convinsă că este foarte cunoscut și există foarte multe modele de cum se realizează aceasta. Studenții au accesat materialele de curs, iar întâlnirile au fost stabilite pentru discuții și întrebări. De multe ori, una dintre întrebări sau una dintre discuții a fost prezentată studenților chiar o zi înainte de întâlnirea online, în care am încercat, să zicem, zic aici din experiența mea proprie de cadru didactic, să le spun studenților ce voi vrea să discut cu ei la acea întâlnire. Pe ce se bazează acel material de curs și ce vreau eu să înțeleagă din acel material de curs. Care e întrebarea la care vreau să putem să discutăm împreună? Materialul de curs să fie doar suportul pentru a reuși să descoperim împreună cu ei răspunsurile posibile la întrebările pe care ni le pune. În acest mod, studenții devin mult mai motivați în a putea participa la sesiunile online și de a învăța. Nu este ușor. O să spuneți, studenții nu vor să învețe, nu vor să acceseze materialele, să uite la ele doar înainte de examen. Da, dacă nu le dați ținta, dacă nu știu pentru ce trebuie să o facă, dacă acela este doar un material din care are de învățat pentru examen, da, asta este o reacție normală. Dar dacă el știe că pentru fiecare săptămână sau odată la 2 săptămâni că are ceva de înțeles ca să răspundă live în clasă, se schimbă foarte mult această paradigmă și acest mod de abordare. De asemenea, întotdeauna trebuie să integrați în context resursele educaționale, materialele de curs și absolut orice alte resurse suplimentare pe care le folosiți. Să comunicați cu studenții, iar acest lucru se întâmplă cel mai bine în întâlnirile sincron, care se pot face fie prin videoconferință, fie prin chat. Noi am recomandat sesiuni echilibrate de maxim 40 de minute cu pauză între ele, care în cadrul Politehnicii au păstrat exact orarul care exista înainte, deci în întâlnirile în campus, dar care au fost mult mai mult scurtate, încât a permis studentului să se pregătească pentru următoarea întâlnire, să aibă timp și de pauză și să-și întărească, să zicem, cunoștințele din acea perioadă. Unii studenți au participat, surprinderea multora dintre colegii mei au fost că au avut prezență mult mai mare decât chiar la întâlnirile față în față, mai ales pentru studenții de la master, au participat mult mai mult online și au fost mult mai activi mulți dintre ei. Și de asemenea am cerut constant, și acesta este recomandarea noastră, să reduceți prezentările fără interacțiune, așa cum, de exemplu, fac eu acum și cum sper să putem să interacționăm în curând cât mai mult. Am recomandat tuturor să salveze înregistrarea, să se înregistreze aceste sesiuni online și să fie făcute disponibile. Ea este o resursă educațională liberă și accesibilă. Este indicat ca toți studenții să aibă acces constant, continuu la educație. Nu poți să faci discriminare pentru studenți, fiindcă unii nu au avut conexiune foarte bună într-un anumit moment sau dintr-un motiv sau altul, pentru că sunt foarte mulți într-o familie. Chiar mulți dintre ei au și copii, sunt căsătoriți sau nu au calculatorul lor propriu și nu pot tot timpul să se uite la toate întâlnirile online, să stea tot timpul online la toate. Plus că poate n-au înțeles, n-au putut să urmărească atât de repede, cum poate vorbesc și eu acum, ceea ce le-a prezentat cadrul didactic. Ei trebuie să poată să meargă să revadă acel lucru până când li se sedimentează această informație. Plus, nu uitați, această generație de studenți este generația video. Ei consumă video constant, continuu, foarte mult. Pentru ei o resursă educațională de tip video bine realizată este mult mai valoroasă decât o resursă educațională de format text. Știu că o să-mi ziceți, bun, dar acolo este, adevărul, acolo există cunoașterea, da, dar strâniți-le interesul cu un video și dați-le de unde să studieze după aceea, poate chiar cu pagină, cu paragrafe, unde să se ducă să învețe efectiv, să-și aprofundeze cunoștințele. Dar strâniți-le interesul și oferiți în întâlnirile video, mai ales răspunsuri la întrebările pe care ei și le pun.